Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! RAC 2020. Forța și potențialul îți vor fi necesare încă din primele zile ale lunii ianuarie. Rezistența este foarte utilă. Astrele spun că vei avea nevoie de concentrare maximă, iar să te ții sub control va fi o sarcină cheie. Stelele te sfătuiesc ca în perioade dificile să ceri ajutorul rudelor, ele sunt gata să te ajute. Anul este ideal pentru a merge la oficiul stării civile, a planifica descendenții și a crea o familie. Îți va rămâne puțin timp pentru muncă, carieră și afaceri. Anii trecuți au dat rade, acum te poți bucura de munca făcută. Dacă vei putea uita de statutul tău și de reputația ta, în ianuarie 2020 te vei mișca cu siguranță numai prin alergare, pentru că în această perioadă energia ta va începe să dea pe afară. După relaxarea festivă în perioada de sărbători, aceste schimbări vor fi deosebit de vizibile. Strălucirea ta va fi apreciată de reprezentanții sexului opus, care vor fi o sursă suplimentară de putere. Cu toate acestea, nu ar trebui să-ți testezi corpul pe baza unei suprapuneri de impresii și comunicare. Este bine să renunți la unele călătorii, în special pe distanțe lungi și la petreceri zilnice. Expresia nici asta, nici asta, poate defini prima jumătate a anului, chiar dacă desigur, nu inspire optimism, dar stelele nu dau niciodată un diagnostic fără echivoc, ci doar un indiciu. Este dreptul tău să nu înțelegi indiciul și să percepi tot ce se întâmplă cu umor. Apoi, zilele gri vor juca în culori luminoase, dintre care spoturile strălucitoare ale succesului carierei vor fi deosebită de vizibile. Venit suplimentar este posibil sub formă de primă sau cadou scump. Ei bine, sănătatea va aprecia stabilitatea ta. Din a doua jumătate a anului, norocul începe din nou să-ți zâmbească. Această perioadă fructuoasă poate fi folosită atât pentru activitățile științifice, cât și pentru demararea unor noi proiecte de afaceri și pentru autombunătățire. În ultima lună anului va veni un timp mult așteptat de schimbare. În decembrie, poți să te miști într-un loc nou de muncă, să schimbi radical imaginea, să începi o renovare, să începi să mergi la o sală de fitness și chiar să-ți lași un partener cu care ai fost multă timp pe astrograma ta, stelele îți oferă carte albă la tot, promit un sprijin de plin și chiar garantează reluarea ofertei dacă, ulterior, vei fi dezamăgită de decizia ta. Vei avea chiar șansa de a aduce totul înapoi. Dragostea pentru rac în anul 2020. Nu ești obișnuită să-ți asumi funcția de eroină sau salvator. Planetele te vor umple cu energie și forță. Vei împărtăși cu bucurie totul cu partenerul tău, mai mult decât atât. Dacă undeva o persoană se află în necaz, nu numai că vei ajuta, ci și că vei fi un salvator. Psihologii spun pe bună dreptate, de multe ori simțim simpatia pentru cei pe care îi ajutăm, de aceea ne investim sufletul. Chiar dacă partenerul tău nu este întotdeauna vrednic de ajutor și îngrijire, nu-l vei lăsa niciodată. Nu se va descurca singur, dacă ești în lanțurile familiei, greutatea familiei va crește. Deși nu ai tremurat înainte și ai putut să-ți aperi interesele, partenerului va fi pur și simplu frică să facă ceva fără cunoștințele și acordul tău, și tot datorită faptului că stelele îți vor da încredere în tine și în abilitățile tale, casa va executa doar comenzile tale, iar a doua jumătate nu este o excepție cu toate acestea, vei fi un suveran foarte bun și echitabil, vei administra bugetul familial cu moestrie. Adevărat, se va întâmpla mai aproape de sfârșitul anului. Dacă ești singură, energia anului și a planetelor îți vor dărui un mod spectaculos de a te prezenta. Prin urmare, nu vei avea probleme pentru a atrage atenția asupra ta, literalmente nu va exista nicio scăpare a domnilor. Interesul tău pentru un fan bogat va fi susținut cu bucurie. De ce nu încerci? Mai mult, ai putea chiar să-ți cauți iubitul în lista Forbes. Cu toate acestea, există o rezervă, pentru tine personal, un statut de milionar nu va fi suficient, trebuie să existe simpatie. Cariera și banii pentru RAC în anul 2020, performanța în 2020 va fi ridicată. Munca grea și flerul pentru oferte lucrative îți vor permite în acest an nu numai să nu ai nevoie de nimic, ci chiar să trăiești la scară mare. În primăvară, dacă dorești, îți poți deschide propria afacere. Fă acest pas numai dacă ești 100% pregătită pentru gestionarea independentă a afacerii. Primele încasări de numerar mari pot fi așteptate la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie. Cel mai probabil acestea vor fi plăs pentru munca efectuată în ultimul an. Sumele priminte te vor încânta și te vor face să mergi la cumpărături. Asigură-te că faci câteva daruri, nu foarte scumpe, dar plăcute inimii. Cumpărăturile vor fi rezonabile în prima săptămână a lunii februarie. În aceste zile, aspectul planetelor pe astrogramata favorizează să te bucuri de bani, dar nu-ți vor permite să uiți și să cheltui prea mult. La începutul lunii martie, aspectul planetelor te va înzestra cu generozitate excesivă de la cel iubit, până la mijlocul lunii aprilie, poți fi acoperită cu daruri, ceea ce îți va duce la începută bucurie și recunoștință, și apoi o jenă. Pentru a nu rămâne blocată și pentru a nu trezi în partener sentimentul de incomoditate, încearcă să-l oprești la timp, și mai bine să-ți facă un singur dar dar unul care îl va da din inimă. De la începutul lunii mai până în ultimele zile din iunie, poți găsi cu ușurință ocazie de a câștiga venituri suplimentare. Lucrarea va fi dificilă, dar foarte reușită din punct de vedere financiar. Poți reuși să închei un acord în termenii cei mai favorabili în prima săptămână a lunii mai sau în prima săptămână a lunii iunie. Este logic să faci cea mai mare achiziție anului de la mijlocul lunii august până la sfârșitul lunii octombrie. Dacă este necesar, va fi posibil să primești un împrumut de la o bancă verificată. Înainte de a merge la magazin, gândește-te cu atenție la decizia ta și nu face o alegere aleatorie. Cadourile de anul nou este mai bine să le cumperi în noiembrie, pentru a reduce oarecum cheltuielile din decembrie. Adevărul este că, în a doua decada a lunii decembrie, îți va fi cu siguranță oferită o călătorie de ultimă oră în străinătate pentru sărbătorile de Crăciun. Fii de acord, pentru că turneul va fi foarte interesant, iar prețul va fi destul de acceptabil. Viața de familie pentru RAC în anul 2020 În familia ta, totul va fi stabil doar dacă partenerul va prelua unele dintre preocupări. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 iunie și 1 iulie, petrece concediul în mod activ, cu familia, vizitează rudele, în acest an vei avea nevoie de un spate puternic, pentru a rezolva toate problemele de lucru și a face față treburilor casnice, implică toți membrii familiei la problemele de zi cu zi, și încearcă să te distinzi și să fii mai liniștită. Trebuie doar să te relaxezi. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 iulie, acordă o atenție maximă copiilor, în special adolescenților. Au propriile probleme și au o vârstă de tranziție. Ajuteți fiica să-și schimbe imaginea și să-ți scrifiul într-o activitate sportivă. În timpul liber, discută de la inimă la inimă cu partenerul, împărtășește problemele. Planifică o excursie la mare sau la o stațiune de schi, toată lumea se va bucura de activitățile de agreement. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 22 iulie, dacă ai un cuplu stabil, vei fi încântată de relațiile armonioase, mai ales dacă îți vei dedica timpul către a doua jumătate. Nu te gândi că romantismului se va ascunde mai devreme sau mai târziu. Trebuie să diversifici și să consolidezi relațiile, să aranjezi întâlniri, să mergi cu soțul într-un restaurant și să petreci weekend-ul numai împreună, lăsând copiii la bunicilor. Dacă ești într-un cuplu tânăr te poți aștepta la o spărire familiei, îndrăgești copiii și poate vei organiza cu entuziasm o grădiniță. Sănătatea pentru ta în anul 2020, un stil de viață proactiv poate duce la epuizare, iar stresul prelungit poate duce la o defecțiune nervoasă. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 22 iunie și 1 iulie, sănătatea ta va depinde de starea ta de spirit, dacă vei fi veselă și fericită, chiar și răcelile te vor deranja mult mai rar. În agitația și stresul de zi cu zi, nu uita de completarea energiei și de odihnă, fă o baie parfumată. Nu uita de saună și de vitamine. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 iulie, sprijină-ți inima, ai nevoie de rezerve serioase pentru motor, mănâncă alimente bogate în magneziu, mergi pe jos în orice vreme, practică pilates și yoga, înscrie-te la piscină, consolidează-ți sistemul nervos, fă sesiuni de masaj, meditează, caută bucurie în lucrurile mici. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 22 iulie, asigură-te că programezi și realizezi cel puțin o întâlnire cu medicul dentist și că scapi de probleme. Protejează-ți gâtul. Fă -ți o cremă de vitamine cu miere, cai se uscate, stafide și lămâie, în cantități egale, pentru a menține sistemul imunitar. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!